Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod. Astăzi o să vorbim despre chestia cu BMW-ul. M-am hotărât, adică nu m-am hotărât 100%, dar din câte se pare sunt 6 persoane care doresc, mai trebuie 4 persoane și astăzi o să stabilim dacă fac chestia asta sau nu fac. Dar înainte să începem acest videoclip, dacă v-ați cumpărat o mașină sau vreți să vă cumpărați o mașină și vreți să o verificați pe Car Vertical, puteți să folosiți unul dintre cele 3 link-uri pe care le găsiți în descrierea acestui videoclip și primiți o reducere de 15% pe Car Vertical sau în momentul în care dați click pe acel link, vă puteți introduce adresa de mail aici și puteți să primiți o reducere de 70, de 10, de 15, de 25, de 45 sau chiar un raport gratis pe Car Vertical. Încă ceva despre Car Vertical. Astăzi am observat că cineva și-a cumpărat 5 rapoarte pe Car Vertical sau ceva de genul ăsta, iar eu am primit undeva la 15% tot așa din banii pe care el i-a dat pe aceste rapoarte. Undeva la 20 de euro sau 17,50 euro, nu mai știu sigur. Țin să-i mulțumesc că a folosit linkurile din descriere, țin să-i mulțumesc că folosește Car Vertical, pentru că fiecare raport pe care îl folosiți, eu iau 10% sau 15% din banii pe care voi îi dați. În fine, nu vreau să o lungez mai mult. Dacă vreți, puteți să-mi dați și mie un follow pe contul meu de Instagram, Mihaila Ștefan Vlog, postez chestii destul de amuzante și haideți să vorbim despre acest BMW 118 2.0. Nu este TDI. TDI am pus doar pentru a atrage atenția, să văd câtă lume îmi sare în cap sau câtă lume nu îmi sare în cap. Am observat foarte multe comentarii în care lumea spune că, bă, ai spus că acest BMW îl dai când faci 100.000 de abonați. Da, perfect, am spus că îl dau, uitați aici videoclipul, am spus că dau acest BMW în momentul în care fac 100.000 de abonați. Adică aveam undeva la 60 și nu știu cât de mii de abonați și am zis că dacă în 31 de zile fac 100.000 de abonați, aia însemna să fac undeva la 30.000 de abonați într-o lună de zile, dădeam acest BMW. Dar cum nu am făcut, normal că nu l-am mai dat. Deci vorba în videoclipul acela a fost în felul următor. Fac 100.000 de abonați luna asta, fiind pe data de, nu știu, 5 până luna viitoare pe 5, o persoană care s-a abonat și care a lăsat comentarii aici primește acest BMW. Am făcut doar 13.000 de abonați în luna aia, așa că înțelegeți ce vreau să spun. În fine, am primit o grămadă de mesaje pe Instagram de la persoane care vor să participe. Dar este o problemă. După cum v-am spus la majoritatea din voi, o să vă spun și aici, astea 10 persoane vreau să fie oameni maturi, oameni cu capul pe umeri, oameni care să accepte ideea că dacă au pierdut 300 de euro, au avut o șansă. Adică eu sunt conștient că să pierzi 300 de euro în ziua de astăzi în România este ceva, nu e 100 de lei, nu e 10 euro, nu e 1 euro. Dar, pana mea, e o experiență nouă, ne vedem la mine, nu e niciun fel de manevră, fac o masă acolo, vă aștept pe toți, mâncăm, facem drive test la mașină, vedeți fiecare mașină, vă dați fiecare în parte cu mașina, voi, persoanele astea care ne strângem, voi alegeți cum să facem această extragere, ce fac ăștia, mă, se curentează pe aici. În fine, sunt deja 6 persoane, așa că mai trebuie încă 4 persoane și după aceea o să fac un grup de Facebook unde o să intrăm toți pe grupul ăla de Facebook și o să vorbim acolo mai multe detalii. Faza este în felul următor. Eu de-abia în noiembrie vin acasă, în România. Chestia asta nu o facem până noiembrie, bani nu trebuie să trimiteți înainte, banii veniți cu ei și până în decembrie aveți timp să vă gândiți sau să vă răzgândiți în cazul în care nu mai vreți sau apare vreo problemă sau aveți nevoie de bani pentru altceva, puteți să-mi spuneți și căutăm altă persoană. Nu vor fi mai mult de 10 persoane. Deci, deocamdată sunt 6 persoane care vor 100%. O să rămână să mai strâng încă 4 persoane, după aceea o să fac un grup pe Facebook și pe Facebook am să vă bag pe fiecare și acolo o să ținem legătura, cum facem, în ce dată, la ce oră și bla bla bla. După cum spuneam și în videoclipul anterior, toată chestia asta o să fie filmată, o să facem un live, fiecare dintre persoanele care vin și dau cei 300 de euro probează mașina
și fiecare are o șansă egală. Cea mai nașpa fază este că doar una din persoanele astea pleacă cu mașina acasă, ceilalți vor pierde 300 de euro. În cazul în care apare ceva și nu se strâng persoanele sau se răzgândesc trei din ei în noiembrie când vin, dacă nu se strâng persoanele alea până pe, nu știu, 10 decembrie, toată chestia asta se va amâna până la anul. Sau poate toată chestia asta nu o să se mai țină. Poate tot ce vorbesc acum vorbesc degeaba, că poate, nu, o să fie doar 9 persoane și n-avem de unde să o luăm pe a 10-a persoană. Oricum, rămâne să vorbim mai multe pe Instagram, o să mai vorbesc și în alte videoclipuri despre chestia asta. Încă o dată mulțumesc acelei persoane care a cumpărat rapoartele astăzi, pentru că el a cumpărat rapoartele, iar eu am primit niște bani. Banii aceia o să se ducă într-un cont, iar banii din contul ăla sunt pentru o nouă casă. Deci banii pe care îi fac, să știți că îi strâng din greu, fiecare leuț, fiecare euro, orice, îi strâng acolo într-un cont să pot să-mi cumpăr o casă. Ok, oameni buni, cam atât pentru ziua de astăzi. Dacă aveți vreo idee, lăsați acolo un comentariu, iar eu am să vă răspund sau chiar am să vă citesc ideea în următorul videoclip. Dacă v-a plăcut acest videoclip, nu uitați să dați un like. Dacă nu v-a plăcut, bineînțeles, un dislike și până data viitoare v-am pupat. Bye, bye!